Aproape 80.000 de elevi din țară vor primi anul acesta bursele acordate prin programul Bani de Liceu. Dintre aceștia, 1.631 de licenți sunt din Prahova, județul nostru fiind printre cele cu cei mai puțini beneficiari, raportat la numărul total de locuitori sau elevi. Criteriul în funcție de care solicitanții au fost declarați eligibili a fost ca aceștia să provină din familii cu venit lunar brut pe membru de cel mult 150 de lei. Însă nu toți cei care se regăsesc acum pe lista aprobată și publicată de Ministerul Educației au garanția că vor primi bursa până la finalul anului școlar. Acordarea ajutorului financiar prin programul Bani de Liceu se suspendă dacă beneficiarul absentează nejustificat, minim 20 de ore la diferite discipline de învățământ. Dacă acesta a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, dacă elevul a obținut sub nota 7 la purtare, nu mai frecventează cursurile unității de învățământ sau a fost exmatriculat. Sprijinul se acordă sub forma unei burse lunare de 180 de lei, inclusiv pe durata examenelor, în intervalul septembrie-iulie. La nivel național, suma se va ridica la aproximativ 130 de milioane de lei, din care peste 2,6 milioane pentru elevii din județul Prahova.